Salutare și bine ați venit pe canalul Ce mai mâncăm noi azi. Azi avem în plan câteva aperitive. Pentru primul aperitiv o să avem nevoie de cașcaval, ceva mezel, eu am ales mușchi file și mușchi țigănesc, salată și unt. Acest aperitiv se numește doboș pentru că sunt puse una peste alta. Eu am spălat salata, acum o să o șterg bine cu un șervețel ca să se ia toată apa, să nu alunece. Și apoi o să o tai, îi tai cotorul acela tare ca să nu îl pun și să rămână decât frunza. Și o tai cumva să fie la mărimea cașcavalului. Eu am avut un cașcaval calup din care am tăiat, ați văzut. Puteți să luați, bineînțeles, cașcavalul deja felii, să aveți aceeași mărime și la cașcaval și la mezel. Ung feliile de cașcaval cu unt, pun mușchiul țigănesc, apoi iar mai pun unt, un strat de salată și așa continuăm până când terminăm, să ajungem la înălțimea dorită. Bineînțeles, se pot pune mai multe felii de mezel sau salată mai multă după fiecare strat, ori de cașcaval, ori de mezel. Îi zice mezel pentru că se pot pune mai multe tipuri. Acest preparat îl punem mai întâi pe o folie alimentară pentru că va trebui să stea la frigider câteva ore. La mine a stat cam 2 ore. După ce am terminat de pus toate straturile, l-am învelit. L-am înfășurat în toată folia aceea și l-am lăsat la frigider ca să se întărească și să se poată tăia mai bine mai târziu. La fel am procedat și cu celălalt tip de mezel. Am avut un mușchi crud afumat, dar pe acesta l-am tăiat după mărimea feliei de cașcaval și am făcut astfel două astfel de calupuri. Le pot pune și fără unt și fără salată. După cum vedeți, straturi, așa, îl tăiați cum vreți. La mine eu m-am gândit să-l tai așa în trei, chiar dacă nu sunt pătrate, sunt mai mult dreptunghiuri, dar sunt bune și așa. La fel, am măsurat salata, am pus și salată între ele și cu puțin unt. M-aș vrea să fac mai multe salată pentru că a fost cam sărat acest mușchi, de aceea am pus și câte o feliuță subțire. La fel, l-am înfășurat în folie și l-am pus la frigider pentru câteva ore înainte să îl tai. După ce am terminat cu doboșul, am pus aceste felii de baghetă franțuzească la cuptor, cât să se prăjească așa puțin, și m-am apucat să tai bucății feliile de mozzarella. Am luat o mozzarella din aceea de la Lidl, un bulgăraș, am tăiat felii, apoi am tăiat felii și o roșie și le voi pune peste acea pâinică. Într-un bol am pus apoi ulei de măsline, pe care l-am amestecat cu busuioc uscat și cu sare. Aș fi preferat, bineînțeles, busuioc proaspăt, dar eu m-am folosit de ce am avut în casă. L-am amestecat bine și apoi așteptăm să se facă pâinicile. După ce s-au făcut, s-au rumenit așa foarte puțin pâinicile, le-am scos și cu un cățel de usturoi le-am luat și le-am frecat pe fiecare în parte, cât să dea așa o aromă nici foarte puternică, dar să se simte puțin. Asta am făcut cât au fost ele calde. Imediat le-am făcut pe toate, nu am știut dacă o să le folosesc pe toate sau nu, dar le-am luat pe toate la mână și le-am făcut. Am luat câte o felie de pâinică și pe partea unde am uns cu usturoi am pus acest amestec de ulei de măsline, peste care am pus o felie de mozzarella și o felie de roșie. Am vrut să fac acest amestec ca să nu pun foarte mult ulei peste pâine deodată. Pentru al doilea aperitiv m-am gândit să fac o cremă de brânză și am ales să o fac dintr-o cremă de brânză din aceea de la Lidl.
cremă de smântână sau cremă de brânză, peste care am răzuit telemea de vacă, tot din aceea de la Lidl. Aceasta nu este chiar telemea din aceea autentică, este puțin cremoasă. Peste care am adăugat verdeață. Eu am ales mărar și pătrunjel proaspăt, pe care l-am tocat cât de mărunt am putut. Și după aceea le-am amestecat, am pus și sare, evident, și le-am amestecat foarte bine. Pentru acest preparat am ales să folosesc ca și bază prosciutto cotto, l-am luat de la Lidl, este prima de când îl folosesc. De altfel este prima de când fac aceste aperitive, un singur fel de aperitiv din acest video l-am mai folosit, restul sunt la prima încercare. Am pus câte două felii din acest mezel și pun crema de brânză, formată din cremă de brânză sau de smântână, telemea, mărar, pătrunjel tocat mărunt și sare. Și le-am întins bine pe toată suprafața și apoi am venit cu două legume. Eu am ales cardei capia tăiat mărunt și ceapă verde tăiată mărunt. Se pot pune și măsline, probabil și castravete. Eu am ales aceste două legume. După ce am pus aceste două legume, am început să rulez dintr-o parte. Am uniformizat apoi compoziția ca să nu fie mai mult într-o parte și mai puțin sau gol în altă parte și am rulat așa până când s-a terminat toată bucata de prosciutto. Apoi, după ce l-am înfășurat, am început să tai rondele mai mari. Capetele nu le-am folosit, le-am tăiat așa câte puțin, le-am uniformizat. Eu am mai făcut încă o astfel de felie pentru aperitive și o să vedeți câte au ieșit. Am scos și doboșul din frigider și acum îl voi tăia. Acesta mic, cel mic le-am numit eu, o să-l tai și o să-l uniformizez astfel încât să-mi iasă egale toate cele trei bucăți și să fie egale pe fiecare latură. Astfel că am tăiat marginile și apoi l-am tăiat în trei. Peste fiecare astfel de bucată am ales să pun câte o legumă. Eu am ales la unele roșii, la unele ridic ca să le deosebesc pentru că au alt tip de mezel. Și am ales această ustensilă, acest accesoriu, pentru a se lua cât mai bine de pe farfurie, să nu fie nevoie să pună mâna pe ele. La fel am procedat și cu celălalt doboș, am tăiat marginile. Și iată așa arată primele trei aperitive. Avem deci pâine cu usturoi, ulei de măsline, busuioc, mozzarella și roșie. Avem cele două tipuri de doboși. V-am zis, pe unele am pus roșie, pe unele ridic ca să le diferențiez. Iar în mijloc am pus acea ruladă din prosciutto cu cremă de brânză. Pentru masa de azi am ales să fac și niște cârnăciori în aluat, în foietaj. Am un foietaj de la Lidl, luat, îl vedeți în clipul de cumpărături, de altfel aproape tot ce am folosit în acest clip le găsiți în
clipul despre cumpărături, vă pun linkul în descriere. Am tăiat fâșiile de aluat pe lățime și apoi le-am rulat pe câte un oltenesc. Aceștia sunt cârnați oltenești. În prima fază am să despart acest cârnat în două, dar ieșea destul de mare toată bucata și apoi m-am gândit să-l fac în trei. După cum vedeți, nu l-am tăiat înainte, am vrut să văd exact cât vine o lungime din aceasta. Apoi, la următorii, i-am tăiat în trei și au ieșit mult mai bine așa. Între timp, Rebecca s-a oferit să mă ajute și a uns toate bucățile de cabanoșii în aluat cu ou, peste care a preserat mac. De obicei puneam și susan, dar nu am mai avut, așa că am pus decât mac. Și am trecut la următorul aperitiv. Astfel că am luat castravete Fabio, pe care l-am făcut felii subțiri cu ajutorul acestei ustensile de curățare legume. Pe lung, am scos din acest castravete, nu știu să vă zic exacte felii, dar cât am putut să tai din el, l-am tăiat. Apoi am luat aceatele mea de la Lidl, am ales să o folosesc pe aceasta, că este, v-am și cremoasă, dar este și sărat așa. Și le-am tăiat bucățele, cât să încapă pe acele felii de baghetă franțuzească pe care le-am uns cu unt, ați văzut anterior. Așa că am pus pe fiecare felie câte o bucată de brânză, iar deasupra punem castravetele făcute așa valuri, peste care am înfipt câte un ornament, o scobitoare decorativă, de fapt. Și așa ies fiecare. Îmi plac aceste scobitori decorative, le-am din Jumbo. De câte ori mergem, iau diferite feluri cu diferite mesaje pe care le folosesc ori de zilele noastre, ori uite, de exemplu, la o astfel de masă. Le am mereu în casă și ne plac foarte mult. Și așa facem cu fiecare felie în parte și îmi plac foarte mult cum ies. Cât timp stă foietajul la cuptor, vreau să fac platoul de brânzeturi. Toate brânzeturile le-am luat de la Lidl. Am ales să fac pentru prima dată aceste aperitive cu grisine, de fapt jambon pe grisină. Nu mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit, destul de gros acest jambon. Probabil că trebuia să folosesc un alt timp de jambon mult mai subțire. M-am chinuit ceva să le fac, adică nu le-am făcut chiar foarte ușor, dar nu m-am lăsat și am făcut astfel 6 bucăți de acest tip. Apoi am pus brânză. Am vrut să folosesc o brânză cu mucegai, mie îmi place foarte mult aceasta de la Lidl. Am mai luat o brânză franțuzească, pentru că a fost săptămâna franțuzească la Lidl, aceasta, și le-am tăiat bucăți. Am mai folosit o brânză, acea portocalie, nu-mi scap acum cum îi zice, o să vedeți, luată de la Profi, care este destul de bunicică și aceea, la fel am tăiat-o bucăți și pe aceea.
Pe lângă cristinele cu jambon, am vrut să pun și salam uscat. Am acest salam uscat cu nuci de la Lidl. El a fost un calup mai mare, pe care acum îl feliez. Acesta este cam jumătate din cât a fost el. Și pe lângă acesta am pus și salam de Sibiu, acela nu direct feliat de la Lidl, cu care am vrut să îndrăcesc acest platou. Pe lângă acele două brânzeturi, am mai folosit brânză de horezu, tot de la Lidl, este prima dată când o iau și mi-a plăcut destul de mult, și încă o brânză tare din multitudinea de sortimente de la Lidl. Am ales unul, îmi plac foarte mult brânzeturile de la Lidl, acestea tari, și sunt și convenabile la preț față de Auchan, de exemplu, sunt undeva la 80-90 kg. Aceste brânzeturi merg foarte bine în combinație cu nucile și struguri. Eu am acum niște struguri roze de la Lidl. Tot specific este de la Lidl pentru că eu de aici îmi fac piața. Sunt foarte buni acești struguri, sunt fără sâmburi și foarte dulci. Am pus pe lângă ei nuci, am mai pus și niște caju, o să vedeți mai târziu, și aceste măsline verzi. La desert avem acest tort Oreo ales de Rebecca. El este congelat, trebuie scos înainte pentru a se descheța. Este foarte bun, rocoros. Noi l-am mâncat așa semi-rece. Nu este foarte dulce și este spumos. Mulțumesc de vizionare! Și nu uitați să apăsați clopoțelul și butonul de abonare, să dați subscribe. Pe data viitoare, pa, pa!